Bun găsit, dragii mei, horoscopul zilei, 7 aprilie. Stelele să se alinieze favorabil pentru voi, să vedem și care este mesajul acestei zile. Ia să vedem ce extrag eu, l-am extras pe acesta. Cer ajutor, îi spun vieții ce vreau, iar apoi îi permit să se întâmple acest lucru. Tot ce am nevoie vine către mine la timpul potrivit. Un mesaj foarte frumos, un mesaj care sper să vă apese acolo pe niște butonașe și să vă dați voie să cereți. Să cereți ajutor, să spuneți vieții ceea ce vă doriți. Bine, uneori suntem și orgolioși și nu vrem să cerem ajutor, dar să nu uitați că Dumnezeu lucrează prin oameni. Oamenii sunt instrumentele lui Dumnezeu și prin oameni putem să realizăm o mulțime de lucruri. Nu stăm singuri pe un vârf de munte, așa că învățați să cereți ajutorul. Nu înseamnă că trebuie să, nu înseamnă că vă umiliți, nu înseamnă că cerșiți, nu înseamnă, pur și simplu cereți ajutorul, iar Dumnezeu o să vi-l trimită prin oameni. Așa că pot apărea persoane potrivite la timpul potrivit, la timpul și locul potrivit, ca voi să primiți ceea ce aveți nevoie pentru a crește și pentru a evolua. Puteți să vă repetați această propoziție ca și autosugestie. Tot ce am nevoie vine către mine la timpul potrivit. Poate să fie afirmația magică pentru voi astăzi și puteți să o repetați de 108 ori. 108 fiind numărul magic care ne poate ajuta. Este un număr cu o importanță deosebită. Un număr care vă poate ajuta să atrageți mai ușor repetând orice de 108 ori sau spunând o rugăciune sau, mă rog, ce vreți voi, puteți să atrageți mai ușor. Și nu uitați că totul vine în viața voastră atunci când cereți, când știți exact ce să cereți, la timpul și locul potrivit. Așa cum spun și eu tot timpul după ce las ofertele mele, pentru că uneori oamenii nu sunt neapărat deciși, le spun, stai liniștit, dacă e să ne întâlnim, ne vom întâlni și ne vom cunoaște la momentul permis și potrivit. Pentru că fix așa este. Uneori se întâmplă să-ți dorești un lucru, dar să nu fie pentru tine atunci și să vii mai devreme, mai târziu, dacă îți este să vii. Nu e obligatoriu să te întâlnești cu mine, te poți întâlni cu altă persoană sau poate că vei ajunge la concluzia că nu ai nevoie de o astfel de experiență sau poate vei ajunge la concluzia că ai nevoie și că îți poate fi folositoare. Ok, hai să vedem cum se aliniază astăzi steluțele noastre, rând pe rând, fiecare zodie în parte. Avem multă energie în berbec, iar astăzi berbecii vor pune niște planuri cap la cap, iar aceste planuri le puteți implementa mult mai ușor decât până acum. Puteți să negociați foarte bine astăzi, să atrageți ceva persoane importante de partea voastră la locul de muncă să vă fie, sau în business-ul vostru să vă fie foarte bine. Deci este o zi bună din punct de vedere profesional, financiar, puteți să semnați și să negociați contracte cu clienți sau cu diverse persoane importante. Taur. Nativii Taur au nevoie să-și facă puțin loc în programul lor astăzi pentru a învăța niște lucruri noi, pentru a scoate în evidență anumite calități, anumite aptitudini, talente. Este momentul să cereți și voi un pic ajutor dacă simțiți că v-ați îngrămădit așa cu foarte multe sau v-ați asumat foarte multe. Delegați din sarcini și învățați să cereți ajutorul, mai ales astăzi. Gemeni. Nativii Gemeni au multe drumuri de făcut. Comunicați foarte mult cu oameni care se află la distanță. Aceste persoane vă ajută, dar pe de-o parte vă și blochează. Deci cumva este o monedă cu două fețe. Pe de-o parte ne ajută, pe de altă parte ne încurcă. Totuși gândiți un pic obiectiv. Încercați să înțelegeți pe toată lumea, încercați să vă puneți în locul tuturor. Uneori avem nevoie să învățăm răbdarea. Geminii astăzi pot învăța răbdarea pe toate sectoarele vieții. Rac. Racii sunt foarte dispuși să facă schimbări. Este o zi în care puteți să faceți niște schimbări pe anumite sectoare, cum ar fi sectorul financiar, sectorul profesional. Sunteți dispuși să învățați, sunteți dispuși și tentați să începeți un proiect nou. Este timpul să cereți poate și ceva recomandări sau ceva susținere. Nu neapărat că nu v-ați descurca, dar aveți nevoie și de o altă variantă, să vi se confirme ceea ce credeați voi sau să puteți să îmbunătățiți prin celelalte informații sau alte informații pe care le veți primi. Oricum ar fi de bine, fie că vi se confirmă, fie că vi se adaugă ceva informații pe care le puteți folosi în favoarea voastră. Leu.
Nativii leu vor avea discuții încă din prima parte a zilei cu partenerii, cu tot ce înseamnă parteneri de cuplu, parteneri de business, parteneri cu care lucrați. Aveți nevoie să faceți niște schimbări pe tot ce înseamnă partea asta a colaborărilor, parteneriatelor. Veți învăța să lăsați de la voi, nu vă înfuriați prea tare, încercați să vă duceți un pic atenția către sufletul vostru și eliberați toate acele lucruri care vă blochează. Sportul v-ar ajuta foarte mult azi. Fecioara. Fecioarele sunt dispuse să se transforme. Vă doriți transformare, vă doriți eliberare, vă doriți schimbări. Este momentul potrivit prin care voi puteți să atrageți anumite persoane cu care să lucrați foarte bine, cu care să investiți, cu care să vă reinventați. Cum am spus, cuvântul zilei este transformare pentru voi. Vă bazați pe niște bani care posibil să întârzie, în cele din urmă vor veni, dar până atunci și planuri de rezervă nu ar strica. Balanța. Astăzi balanțele oferă foarte mult timp, oferă iubire, oferă din cunoștințele pe care le au, oferiți foarte mult, vă place să oferiți și nu poate fi nimic, niciun sentiment mai plăcut decât acela de a oferi, fie că discutăm de o cafea, o floare, o absolut orice, aveți și plăcerea să oferiți și vă simțiți foarte bine când oferiți. Este o zi în care surprindeți persoanele cu care lucrați, surprindeți prin ideile voastre revoluționare, prin ideile voastre care vin cu touch-ul ăla de inovație, vin cu ceea ce este, ce lipsea cumva din proiectul în care, din care faceți parte. Mai multă grijă de tot ce înseamnă rutina voastră zilnică, sport, mișcare, alimentație și alte, poate chiar și rutine spirituală. Scorpion. Munciți foarte mult astăzi, primiți ceva propuneri, aveți și aprobări pe care le-ați tot așteptat, primiți și ceva propuneri. Nu-l spuneți nici da, nici nu acestor propuneri, însă ar fi bine să le verificați cu mare atenție, indiferent care este primul instinct. Bine, primul instinct este cel corect. Ascultați-vă intuiția. Aveți de rezolvat niște lucruri legate de casă, poate ceva mici cumpărături sau, mă rog, trebuie să mai cumpărați niște lucruri pentru casă. Poate că nu ar strica dacă v-ați face din timp planurile, doar să le adaptați în funcție de ceea ce mă apare sau de modul în care se rezolvă lucrurile. Mai mult atenție la planuri. Săgetător. Astăzi săgetătorii sunt implicați în niște discuții destul de pline de tensiune, așa. Poate chiar simțiți energia celorlalți mult mai puternic decât până acum și vă încărcați destul de mult. Încercați totuși să nu preluați asupra voastră lucruri care nu vă aparțin. Încercați totodată să evidențiați ceea ce vă doriți cu adevărat și încercați totuși să vă spuneți părerea, cuvântul, da? Adică nu lăsați, hai, las să treacă de la mine, să fac un compromis. Sunt momente în care putem să facem compromisuri și sunt momente în care putem să nu facem. Adică e dreptul nostru să nu facem, e dreptul vostru să învățați să spuneți nu. Astăzi vor veni și ceva acte, documente către voi, citiți-le cu atenție înainte de a lua o decizie sau de a semna. Capricornii sunt atenționați să aibă grijă la tranzacțiile pe care le vor face astăzi. Pot fi ceva greșeli, pot fi ceva momente de neatenție. Primiți vești foarte bune de la prietenii sau rudele voastre, vești legate de afacerile lor. Cumva au pornit pe un drum nou și vă bucurați pentru aceste vești. Faptul că vă bucurați din suflet pentru aceste vești atrage și pentru voi o oportunitate. Așa că astăzi puteți să atrageți cu ușurință oportunitățile, tocmai pentru că vă bucurați sincer pentru realizările celorlalți. Fiți un pic deschiși și cu tot ce înseamnă a învăța, cu tot ce înseamnă a șlefui acele părți din voi care au nevoie de mai mult și, bineînțeles, astăzi ieșiți la o plimbare. V-ar ajuta foarte mult să ieșiți la o plimbare, să vă apropiați de natură, poate au înflorit copaci și stați un pic pe iarbă sau simțiți pământul, iarba vă va ajuta foarte mult apropierea de natură. Vărsător.
Nativii vărsători sunt dispuși să ierte astăzi, veți ierta anumite lucruri, fie greșele ale celor apropiați, fie greșele ale voastre. Aveți puterea să mergeți mai departe, aveți puterea să vedeți partea bună din povestea prin care ați trecut. Astăzi puteți să vă concentrați un pic pe anumite lucruri pe care le doriți în viața voastră, poate să cumpărați, poate să intrați pe ceva site-uri, poate să navigați pe internet pentru a vizualiza ceea ce vă doriți, vă faceți multe planuri, aveți și ceva idei năstrușnice, idei prin care îi luați prin surprindere pe cei din jurul vostru, dar totodată îi veți și cuceri prin doza asta de nonconformism, avantgardism, adrenalină. Aveți nevoie de aventură, aveți nevoie să începeți ceva nou. Sunteți dispus să faceți mici investiții, riscuri, totul merge spre bine. Iertarea este foarte importantă astăzi. Nativii pești se simt un pic singuri, se simt un pic dezechilibrați pe anumite sectoare. Luați-le pas cu pas. Fiți recunoscători pentru lucrurile care merg bine în viața voastră, nu vă desumflați așa la orice lucru care nu a mers cum v-ați dori voi. Este foarte important să vă recunoașteți acele lucruri bune care s-au întâmplat și să vă onorați pentru ele. Astăzi, de asemenea, nativii pești își vor găsi timp pentru o pasiune, să fie un pic creativi, să se distreze, să-și bucure copilul interior. Chiar dacă poate totul nu e chiar așa cum v-ați dori voi, concentrați-vă pe lucrurile care sunt bune și frumoase în viața voastră. Discuții cu rudele, cu frații, cu nații, aceste discuții vă vor apăsa pe anumite butonașe și vă veți deschide către o zonă nouă. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru această zi. Nu uitați, like, share, subscribe, abonați-vă. Puteți să mă găsiți pe pagina mea de Facebook Astrolog Andreea Dincă sau pe Instagram Astrolog Andreea și bineînțeles cei care sunteți interesați să ne cunoaștem pentru o astrogramă personalizată, puteți să intrați, să-mi lăsați e-mail, mesaj pe una din cele două de care am menționat, Instagram sau Facebook, sau chiar și pe site-ul meu www.astrostyle.ro. Chiar dacă răspund mai greu la mesaje, le ajung la mine și cât de repede pot, sunt doar eu, sunt una singură, încerc să le fac pe toate cât mai bine și să vă răspund în timp util mesajelor voastre. Să vă fie de folos și ziua să fie una magică!